Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la versetul 1 și până la versetul 16. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul vie a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio de dreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu. Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă, eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac eu ce vreau cu cei al meu, ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun, tot așa. Cei de pe urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Frați și surori, dragi ascultători, suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru belșugul de binecuvântări cu care El ne onorează, ori de câte ori suntem adunați în numele Domnului Iisus Hristos. Și în seara aceasta avem bucuria să fim în casa Domnului, la ascultarea Cuvântului Sfânt, loc în care am fost conduși la închinare, apoi am fost conduși în a lăuda pe Dumnezeu împreună cu cei care ne-au slujit și pentru felul în care Dumnezeu a lucrat până în momentele acestea, putem să spunem, slăvit să-i fie numele. Ce deosebită și ce frumoasă este cântarea de laudă a celor neprihăniți. De aceea mulțumim lui Dumnezeu pentru slujirea celor care laudă pe Domnul în corul laudă mielului. Am avut privilegiul să-i întâlnesc în mai multe ocazii în slujire, în biserici de aici din zonă. Fac o slujbă deosebită, conducând pe cei credincioși la închinare. Ne rugăm ca Domnul să-i întărească. Dar în același timp, mulțumim Domnului și pentru corul bisericii, pentru jertfa ce o fac, pentru a lăuda pe singurul care merită închinarea noastră, pe Domnul și Mântuitorul nostru. Doresc să aduc la salutările care au fost transmise și mesajul de dragoste a fraților și surorilor din Biserica din Șerbăuți. Dimineața am fost părtași cu cei care laudă pe Domnul în această biserică la un eveniment deosebit. Au sărbătorit 100 de ani de la înființarea bisericii și spunem slăvit să fie Domnul! De 100 de ani și în Șerbăuți se proclamă Evanghelia. Au fost mărturii a celor care au venit acasă, a celor care au depănat amintiri din vremurile începutului. Au fost momente de părtășie, de mulțumire, dar în același timp și o ocazie specială de a privi în viitor și de a ne ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze și această biserică în anii care vin să fie pregătită pentru întâlnirea cu Domnul. Amin. În seara aceasta, la începutul timpului slujirii sau înaintea momentului de slujire, am fost îndemnați să fim conștienți de harul lui Dumnezeu. Și poetul cântării spunea, ce har și ce har! Și avem parte de o bogăție de har. Și spunem, slăvit să fie Domnul!
În seara aceasta aș vrea să aduc în atenție un alt fapt care este o expresie a Harului lui Dumnezeu, și anume Harul de a fi cei dintuit. Am citit această pildă binecunoscută de fiecare dintre noi, pentru că venind de la București și venind de la Brăila, unde am participat la întâlnirea de toamnă a bordului Asociației Misionare REM România, și am văzut cu câtă hărnicie cei care au așteptat momentul acesta s-au angajat să culeagă via, să strângă recolta. Și hărnicia lor și devotamentul lor, angajamentul lor pentru a strânge recolta m-au condus spre acest pasaj al Sfintei Scripturii, care de fapt redă o experiență comună, nu numai astăzi, ci o comună și din vremea Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță și cei din Israel își adunau via, dar Domnul Iisus Hristos a folosit această ocazie sau această experiență pentru a ne transmite adevăruri veșnice. Și în seara aceasta mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să le înțelegem. Da, un gospodar bun, și știm că putem să-l numim în felul acesta, fiindcă a fost interesat de via lui. Aș vrea să vă întreb, ați văzut vreodată, sau mai ales în vremea aceasta, parcele de pământ nelucrate? Ce putem spune de oamenii care au lăsat parcelele lor nelucrate? Și iarba și spinii sunt așa de înalți că nu te vezi dintre ei. Sunt oameni dezinteresați de parcela lor, dezinteresați de via lor, de grădina lor. Dar în această pildă se vorbește despre un gospodar care era interesat de terenul lui, de via lui. Și putem spune aceasta fiindcă a ieșit să tocmească lucrători la vie. Și a făcut-o dis de dimineață. Când se începe ziua? Când se începe ziua? Dimineață, nu-i așa? Și avem un proverb care spune cine se scoală, când? De dimineață. Departe ajunge, departe ajunge. Și gospodarul acesta a ieșit să tocmească lucrători dis de dimineață. S-a învoit cu aceștia, cu un leu, dar nu s-a mulțumit numai cu cei care au fost angajați să lucreze dis de dimineață. Și vreau să spun, pentru evrei, ziua începea la ora 6 dimineață. Numărătoarea orelor din zi la evrei începe cu ora 1, care este dimineață, la 6, apoi ceasul al 3-lea este la ceasul al 9-lea, al 6-lea este la 12, al 11-lea este la 5 după masă. Ei au aceeași numărătoare pentru timpul de zi și aceeași numărătoare pentru timpul de noapte. Pentru că auzim deseori la straja 1, la straja 2, la straja 3-a, acestea sunt numiri pentru timpul specific de noapte. Deci, bunul gospodar a ieșit la ceasul dis de dimineață, apoi a ieșit la ceasul al 3-lea și al 6-lea și al 9-lea. Și de fiecare dată a tocmit noi și noi lucrători pe ogorul lui sau în via lui. Dar uitați-vă un har, o ofertă deosebită. Bunul gospodar a ieșit să tocmească lucrători la vie și în ceasul al 11-lea, adică la ora 5 după masă. Ce oportunitate! Cine s-ar aștepta să găsească ceva de lucru când aproape toată ziua s-a dus? Când mai era doar un ceas până se încheia ziua. Și cu toate acestea, bunul gospodar e interesat de via lui și a ieșit să tocmească lucrători și în ceasul al 11-lea. Și ce har pentru cei din ceasul al 11-lea să fie angajați când nimeni altcineva nu i-ar fi dorit pentru lucru. Și am putea să spunem, acesta este harul de care Dumnezeu ne face parte și nouă. Dar nu numai să fie angajați
cu un ceas înainte de încheierea zilei. Și aceștia au fost chemați primii ca să primească plata. Ce har! Să fii chemat la lucru când nimeni altcineva nu-ți mai oferă această posibilitate și apoi după ce ai lucrat numai un ceas, numai o oră, să fii chemat primul la plată. Asta da ocazie, nu-i așa? Și nu numai atât. Harul pentru ei a fost mult mai mare când au primit plata. Pe toată ziua au primit un leu ca și toți ceilalți. În seara aceasta am vrea să ne uităm la această măsură de har, și anume harul de a fi cei din tâi. Dar Domnul Iisus Hristos încheie pilda aceasta spunând o concluzie. Și concluzia este prin mărturisirea: cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Căci mulți sunt chemați și puțini sunt aleși. Nu știu dacă vedeți aici versetul, dar haideți să-l spunem împreună. Cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Harul de a fi cei din tâi. Avem oportunitatea aceasta noi. Și putem spune aceasta pentru că suntem cei din urmă. Cei din urmă. Oare suntem noi cei din urmă? Întâi de toate suntem cei din urmă datorită vârstei. N-aș vrea să supăr pe cei care sunt tineri, care sunt în floarea vieții. Domnul să-i binecuvinteze! Dar haideți să ne uităm noi cei cu perii albi în buletin și să recunoaștem că suntem cei din urmă datorită vârstei. Am mers la Oroftiana, la un serviciu de evanghelizare și după chemare a ieșit în față un bătrân, se vedea că avea peste 80 de ani și el a venit și așa întristat a spus: sunt la vârsta pe care o am, mai pot să fac eu ceva pentru Domnul? Și răspunsul a fost acesta: cei din urmă vor fi cei din tâi. Apoi, suntem cei din urmă datorită generației prezente în care suntem. Și aș vrea să mă explic. Nu e așa că înaintea noastră au fost alte generații care au slujit pe ogorul împărăției lui Dumnezeu? Cu siguranță. Vă spuneam, am fost dimineață la centenarul, la sărbătoarea centenarului Bisericii din Șerbăuți și am auzit acolo nume de slujitori, de bărbați, de surori care au fost în prima generație, dar nu mai sunt. Au fost chemați de Domnul acasă. Dar primii care au început slujirea, am putea să spunem că sunt cei din veacul întâi, apostolii. Au urmat cei care au luat locul apostolilor, cei din generația a doua. Iată, ei sunt cei din tâi și noi suntem cei din urmă datorită faptului că venim după ei. Și suntem poate ultima generație dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Dar suntem cei din urmă și datorită timpului în care trăim. Cu siguranță putem spune că suntem în momentul în care venirea Domnului este aproape, este chiar la uși. Vedem ceea ce se întâmplă în Israel, vedem ceea ce se întâmplă în natură, vedem cum semnele pe care le-a lăsat Domnul Iisus Hristos se întâmplă sub ochii noștri. Israel a trecut deja în cel de-al 72-lea an de când sunt în țara lor. Și spun cel de-al 72-lea an pentru că cu 3 săptămâni în urmă a fost sărbătoarea trâmbițelor, care pentru ei este anul nou. Vedem ce se întâmplă în Orient. Vedem cum conflictele se întețesc. Vedem starea socială, câtă învrăjbire este între oameni. Și toate acestea arată că suntem în zilele din urmă. Când Domnul Iisus Hristos spunea
Înaintea venirii Fiului Omului se va întâmpla Edoma ca în zilele lui Lot, ca în zilele lui Noe. Vedem ce se întâmplă în natură și cred că ați auzit, acum în Japonia lovește cel mai puternic taifun din ultimii 60 de ani. Și doar în primele ore au murit peste 30 de persoane. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ocrotească pe cei de acolo. Da, suntem cei din urmă. Dar, frați și surori, marea binecuvântare pe care o avem este că putem fi cei din tâi. Putem fi cei din tâi. Și în seara aceasta aș vrea să fiți încurajați de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că noi, cei din urmă, putem să fim cei din tâi. Și spuneam, slăvit să fie Domnul. Cum putem ajunge cei din tâi? Putem ajunge cei din tâi dacă ne trezim înainte de a fi prea târziu. Vedeți aici o imagine care arată starea acelora care trăiesc fără grijă în Sion. Dacă puteți observa, stau, petrec, fără nicio responsabilitate. Și parcă aceasta e starea în care trăim, în mijlocul societății și în mijlocul bisericii. Oameni care au uitat povara responsabilităților pe care trebuie să le împlinească. Dar uitați-vă și pentru cei din urmă, bunul gospodar adresează o invitație. În prima parte această invitație este o provocare. De ce stați aici fără lucru? De ce stați fără lucru? Și apoi este adresată o invitație. Duceți-vă și lucrați, duceți-vă și voi în via mea și veți primi ce va fi cu dreptul. Ca să ajungem cei din tâi, trebuie să fim treziți sau să ne trezim înainte de a fi prea târziu. Și Dumnezeu este Cel care ne anunță deșteptarea sau care semnalează deșteptarea. O face prin cuvânt, o face prin experiențe de vieții, o face prin mărturie directă, pentru că Dumnezeu dorește cei din urmă să fie angajați în a lucra pe via, în via împărăției Lui și zic ca Domnul să ne ajute. Nu cumva ești prins de lucrurile vieții, nu cumva te-ai obișnuit cu starea asta de căldicel, cu starea asta de comoditate, pentru ca să te bucuri să te numeri sau să te bucuri de harul de a fi cel din tâi. Trebuie ca să auzi semnalul deșteptării pe care și astăzi Dumnezeu îl adresează tuturor celor pe care îi dorește în via Lui. Și Dumnezeul nostru vorbește când într-un fel, când într-altul. Apoi, vor fi cei din tâi cei care lucrează în via bunului gospodar. Nu știu dacă puteți observa, aici este o via bunului gospodar, dar alături de această imagine am pus și o altă vie. Ei, sunt mulți care se angajează să lucreze în via lor. Ați întâlnit oameni de ăștia care lucrează pentru ei, care lucrează pentru aici și pentru acum. Și așteaptă ca la sfârșit să ajungă în loc de verdeață, la sfârșit să primească plata pe care Dumnezeu a făgăduit-o. Numai că bunul gospodar a spus, duceți-vă și lucrați unde? În via mea. Sunt multe alte vii, sunt multe alte ogoare, sunt multe, multe oportunități în care oamenii se pot angaja. Vor fi cei din tâi, cei care se trezesc înainte de a fi prea târziu și cei care sunt gata să lucreze pe ogorul împărăției lui Dumnezeu. Avem o cântare care spune, în via lui Iisus, intră să lucrezi. Întrebarea mea pentru tine este,
În ce vie lucrezi? Pe ogorul cui trudești? Domnul Iisus Hristos spunea, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Domnul Iisus Hristos spunea, strângeți-vă comori în cer. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să ne angajăm să lucrăm în via Lui. Apoi, pot să ajungă cei din tâi, cei care lucrează prin credință. Deci cei ce au fost chemați primii, cei ce au primit un leu, la fel ca ceilalți, s-au trezit, s-au fost treziți înainte de a fi prea târziu și au mers să lucreze în via Stăpânului, dar au lucrat prin credință, au lucrat prin credință. Și aș vrea să înțelegem acest fapt prin mărturia pe care o avem în pasajul pe care l-am citit. Când a ieșit dis de dimineață, Stăpânul s-a tocmit cu cei pe care i-a chemat la lucru. Și Stăpânul s-a tocmit cu aceștia, cu un leu pe zi. Ei, pentru ceilalți și mai ales pentru cei din ceasul al 11-lea, acestora le-a spus doar atât, duceți-vă și lucrați în via mea și veți primi ce? Ce va fi cu dreptul? Ce va fi cu dreptul? Ei, aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați lucra și un ceas măcar, dacă nu știți care-i prețul orei de lucru? Nu-i așa că negociem? Numai că cei din ceasul al 11-lea n-au negociat, au contat pe cuvântul stăpânului și au lucrat prin credință. Dacă puteți vedea imaginea asta, nu știu cât de bine se vede, e imaginea unui butuc de vie, dar lângă el e imaginea Domnului Iisus Hristos. Dacă cei din tâi au lucrat gândindu-se la plată, cei din ceasul al 11 au lucrat gândindu-se la gospodar. Așteptând ca bunul gospodar să se țină de cuvânt. Frați și surori, vom fi cei din tâi dacă ne vom angaja să lucrăm prin credință și zic ca Domnul să ne ajute. Și Domnul să ne mărească credința. Este întrebarea pentru vremea în care trăim, când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ? De aceea, în seara aceasta, ne rugăm ca Dumnezeu să ne mărească credința. Ce am observat în ultima vreme, sunt mulți care ar vrea să lucreze, dar la fel ca evreii, aceștia spun, ce iese la ghișeftul ăsta? Adică, ce voi câștiga? Noi știm că avem un Dumnezeu drept și un Dumnezeu plin de milă, un Dumnezeu care e credincios, își ține promisiunile Lui. De aceea aș vrea să spun, Doamne, învață-ne să lucrăm prin credință, știind că nu vom fi înșelați. Și uitați-vă, avem aici o altă imagine. O imagine care arată pe unii care lucrează cu hărnicie și alții care așteaptă sfârșitul zilei. Putem înțelege că vor fi cei din tâi, înțelegând că în ceasul care mai l-avem de trăit, trebuie să lucrăm cu hărnicie. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim lucrători harnici și în același timp să facem orice slujbă, orice lucrare pentru slava lui Dumnezeu. Cred că ați întâlnit lucrători din ăștia care spun, hai la muncă să muncim și știți continuarea. Lucrători de ăștia care se uită oare când vine cu masa de prânz. Și se uită și măsoară cât mai e până la sfințitul soarelui. Îmi place să cred că cei ce au fost angajați la lucru în ceasul al 11-lea au lucrat cu hărnicie. Pentru că ei lucrau de dragul stăpânului, nu de dragul plății. Și apoi au lucrat până la terminarea zilei, fiind chemați să primească plata care le-a fost oferită
cel dintâi. Și avem aici imaginea momentului în care bunul gospodar plătește și uitați-vă, cei din urmă primesc un leu și cât de fericiți sunt cei din tâi care așteaptă să primească plata și când au primit tot un leu au zis, nu-i corect, nu-i drept. Ba da, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, bunul gospodar și-a respectat promisiunea, numai că avem harul să fim cei din tâi. Cei din tâi să fim acceptați să lucrăm, cei din tâi care vom fi chemați primii pentru a primi plata și cei din tâi pentru că vom primi aceeași măsură a plății pe care o oferă Dumnezeu, mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea închei mesajul din seara aceasta și aș vrea să las această provocare. Trăim într-o lume în care este o luptă acerbă pentru locul întâi. Ce se întâmplă în politică? Și uitați-vă cum politicienii se luptă de ce? Să fie cei din tâi. Este o luptă acerbă în domeniul economic, financiar. Cine câștigă piața? Cine ajunge să-și vândă produsele? Este o luptă acerbă în competițiile sportive. Cine ocupă locul din tâi? Toate acestea sunt competiții care nu oferă aceeași plată. Cea mai importantă competiție și cea mai mare ofertă este cea care ne este pregătită de Dumnezeu. Să primim ca plată un leu. La fel ca cei din tâi, mântuirea sufletului, dar în același timp să fim chemați cei din tâi. Nu știu dacă suntem cei din tâi între oameni, pentru că Dumnezeu a ales pe cei din urmă. Nu știu dacă suntem cei din tâi pe treptele ierarhiei sociale. Nu știu dacă suntem cei din tâi în competiții sportive, afară de unii care concurează în astfel de competiții. Dar eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim cei din tâi, lucrând împreună pe ogorul împărăției lui Dumnezeu și să avem parte de plata pe care o oferă Domnul. De aceea, pentru săptămâna care urmează, nu dormitați. Auziți ceea ce vă spune Domnul și chemarea pe care vă face Dumnezeu să lucrați pentru El. Apoi, lucrați prin credință. Lucrați cu devotament în via Domnului, nu în altă vie. Lucrați cu hărnicie și până la capăt. Și Dumnezeu ne va face parte de această binecuvântare, și anume să fim cei din tâi. Amin.